După ce că vine omul să ne dea bani, îl mai ții și la ușă. Să înțeleg să stai la rând când te duci să iei ceva. Dar când dai ceva, e logic să stai la rând? Nu e logic, nu? Schimbarea codului fiscal a atras după sine modificări importante în ceea ce privește documentele care trebuie depuse pentru plata impozitului pe clădiri. Astfel s-au format cozi infernale la toate birourile pentru plata impozitelor. Problema a fost rezolvată doar după ce a intervenit primarul Severinului, sesizat de materialele difuzate în presă. Este foarte bine că dumneavoastră presa mi-ați adus la cunoștință acest lucru, cu toate că auzisem că acolo e ceva în neregulă. Asta, urmând în urma discuției de astăzi, ați văzut foarte bine pe conducerea Direcției Taxe și Impozite, începând de mâine, am luat decizia, 10 februarie, nu mai au obligația cetățenii să vină să facă aceste declarații, să se creeze aceste ambuscade acolo. Cu excepția persoanelor care au în spațiile pe care le dețin societăți comerciale, asociații familiale, independenți sau persoane fizice autorizate. În rest, toți ceilalți cetățeni, ăștia sunt puțini, vor fi până într-o 1000, toți ceilalți cetățeni vin și își fac aceste declarații atunci când doresc să-și plătească taxele și impozitele la Direcția de Taxe și Impozite. Atunci își reglementează și rezolvă toate aceste nelămuriri și ce mai este de discutat. Așa că, până pe 31 martie, doar acei contribuabili care desfășoară activități economice în spațiile de locuit vor fi nevoiți să completeze declarațiile. Cu siguranță se va îmbunătăți activitatea de încasare, ca urmare a faptului că nu o să mai fie obligat să depună acele declarații decât cei care au activități economice, care au sedii secundare sau persoane fizice autorizate, exceptând acele modificări privind suprafețele care le putem corecta și pe parcursul anului fiscal. Totodată se va menține programul prelungit de lucru cu publicul la toate birourile de taxe și impozite locale, iar sâmbăta și duminica se va lucra la fel ca și în celelalte zile lucrătoare, de la ora 8 la ora 16.